Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Astăzi în Salvador are loc o întâlnire super importantă pentru Bitcoin, la care participă 44 de țări, reprezentate prin 32 de bănci centrale. Imaginați-vă cum ar fi BNR-ul, da? Cam așa, asta e echivalentul, plus 12 autorități de supraveghere financiară, cum e fiscul. Da? Această întâlnire este de maximă importanță pentru Bitcoin și este un semnal binevenit acum. Dar până să vorbim despre asta și mai multe subiecte, vă doresc o zi excepțională, poftă bună la ce vreți voi. M-am trezit mai târziu astăzi, sunt foarte obosit pentru că am călătorit. Dar ca de obicei, vă doresc pozitivitate, să aveți grijă de voi și vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru toate comentariile frumoase, pentru like-uri, pentru susținerea acestui canal, pentru că mă motivează să fac ce fac eu din plăcere. Pentru că ce fac aici este pură plăcere. O fac așa vreau eu, nu pentru că trebuie. Bun, să revenim. Deci astăzi în El Salvador are loc o mega întâlnire la nivel de state. 44 de țări participă acolo și e o chestie simbolică, dar cu impact, zic eu, pentru că El Salvador este prima țară care a declarat Bitcoin legal tender, a urmat Africa Central Africană, iar această întâlnire cred că era necesară în această perioadă. Printre știrile importante pe care le-am văzut în această perioadă este cea că Marea Britanie se pregătește de un set nou de reguli pentru stablecoin-uri. Chestia asta e datorată întâmplării cu Luna. Iar întâmplarea cu Luna nu va rămâne fără eco. Poate oamenii cred că lucrurile s-au întâmplat, s-au pierdut banii, mergem înainte, ca la BitConnect sau ca la multe alte proiecte. Însă eu cred că Luna va declanșa și va accelera la nivel global partea asta juridică, partea de reglementare. Văd foarte multe proiecte care se implică și încearcă să ajute Luna, dar este pistol cu apă, adică cei care au pierdut bani, printre aceia care au pierdut bani cu Luna și UST, mă număr și eu, nu cred că își vor recupera vreodată nici măcar 20% din ce am pierdut. Nu mă refer la cei care au cumpărat după crash la câteva zile, nu, vorbesc de cei care erau cumpărați și investiseră înainte. Dar așa se întâmplă în viață. Haideți să ne uităm un pic și pe charturi și continuăm. Începem cu indexul de teamă și de lăcomie, care este acum la 8. Dacă ne vom duce grafic, da, o să vedem că suntem la nivelul din iulie 2021, când toată lumea știe ce s-a întâmplat atunci. Pur și simplu piața a plecat rachetă în sus. Nu spun că se va întâmpla treaba asta, însă pentru cei care, să zic, nu au nicio idee despre trading, indicatori și alte chestii, dacă intrați pe alternative mele la Crypto Fear and Greed Index, da? Și vă uitați aici. Dom'le, dacă e sub 20, da? Adică este paranoia, teamă, e de cumpărat. Dacă este peste 70, 80, e de vândut. E simplu. Indexul ăsta arată comportamentul uman. Bun. Ne ducem și pe cconchain.com, da? Iar aici Bitcoin-ul este într-o zonă de buy, da? Însă pe partea de jos încă n-am intrat în zona asta verde și nu am avut o chestie de profunzime. În precedentul bear market am stat destul de mult în această zonă până s-a hotărât să o ia în sus. De asta în clipul de ieri spuneam, Bitcoin a făcut tot ce trebuie să facă într-un bear market. Acum singura întrebare care rămâne este cât mai rămânem aici, că e clar, puțin mai rău poate să fie, puțin mai bine poate să fie. Relevant e alt lucru. Cât rămânem aici? Cum așteptam Bitcoin-ul? Suntem pe graficul de pe Binance, ticker Bitcoin, da? Suntem pe daily. A reacționat pozitiv, a atins 31.400. Avem o creștere pe această creștere a stocastic RSI-ului de jos până aici de 18%. No, eu zic că e mega ultra decent. Pe fondul acestei întâlniri din Salvador, cred că am putea testa acest 33.000. Nu este 100% o probabilitate, dar mă aștept să se întâmple lucrul ăsta. Pe weekly,
Suntem jos, dar nu jos de tot. Adică, clar, pe weekly nu s-a terminat corecția, însă, dacă ne ducem pe monthly, doamnelor și domnilor, pe lună, fiecare lumânare de aici reprezintă o lună, da? Am mai avut o lună atât de nebună în ianuarie, am avut-o și acum în mai, am avut iunie anul trecut care a fost, deci o volatilitate de 40%, Bitcoin-ul a căzut de la vârful de atunci până jos la 28.000, da? Dar, nu vreau să vă povestesc că, știi cum e, ca și cum aș spune că vine Crăciunul pentru 10 ani într-un singur an. Când stocastic RSI o să o ia în sus pe monthly, hai să vă arăt ultima dată ce s-a întâmplat, da? Ca să ne bucurăm împreună. Deci, de aici, hai să punem de jos. Până sus, 937%. Adică, și jumătate dacă vine, hai să ne bucurăm și de treaba asta, să vă arăt. De unde suntem noi aici, să zicem că se duce 450%. Hai. 158.000. Deci, cei care aveți răbdare și puteți să așteptați, credeți-mă că va veni acel moment în care veți fi foarte, foarte, foarte mulțumiți. Singura chestie este că atunci când vom ajunge acolo la 150.000 de dolari, este să fiți pregătiți să faceți exit, să vă bucurați de bani, să scoateți banii din piață. Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care nu s-au bucurat în celebrele creșteri ale pieței, doar au stat în piață. Bun, revenim pe daily. Ziceam așa, conferința cu 44 de țări este destul de importantă și semnalizează o chestie bună. O să mă uit, o să caut știri și o să analizez ce se întâmplă acolo, ca mâine, poimâine să vin pe canal cu informații fresh și proaspete. Uitându-mă la stochastic RSI acum, îl văd că se înclină. Mi-e frică să nu ne fac o chestie ca aici. În 5 mai s-a dus și după aia a luat-o în jos. Da? Există un pericol, nu vreau să vă mint. Piața încă nu este într-un trend pozitiv, este într-un trend negativ. Da? Iar când piața este într-un trend negativ, este mult mai posibil să ai o corecție, încă o cădere, o evoluție negativă decât una pozitivă. Așa că vă sfătuiesc să luați cu prudență această creștere a pieței de acum, să nu vă aventurați aiurea, pentru că nu știm ce urmează să se întâmple. În rest, vă doresc o zi spectaculoasă, aveți grijă de voi, toate cele bune!